Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Astăzi vreau să vă fac cunoștință cu un brand nou pentru mine. Pentru mine, pentru că el este lansat în 2017, dar eu până acum nu am auzit de aceste parfumuri de la Lockerbie Milano. Am aici 4. Lockerbie Milano este un brand de lux din Milano și poate că nici voi nu ați auzit până acum despre aceste parfumuri, fiind atât de puține informații pe internet, dar la fel de mult se poate ca voi să fi întâlnit buticuri prin Milano sau Roma, prin vacanțele voastre și să fi testat parfumuri, așa că dacă ați testat parfumuri de la Lockerbie Milano, puteți să-mi spuneți în comentarii să putem să împărtășim păreri. Ei bine, haideți să vorbim puțin despre această casă. V-am zis că se găsește butic în Roma și în Milano. Iar Lockerbie Milano este un brand de parfumuri de lux din Milano și este a cincea companie care se alătură grupului Cosval, deținut de familie. Grupul acesta cred că a luat naștere în 1979, dacă am reținut bine, nu știu, sigur, dar vă scriu pe ecran dacă am greșit. În 2017 s-a alăturat și Lockerbie Milano și atunci au fost lansate primele parfumuri, iar cel mai recent parfum a fost lansat în 2021. M-am tot jucat cu aceste parfumuri săptămâna trecută, am și un favorit, unul foarte potrivit în această perioadă care m-a cucerit și am trecut la al doilea, cel care este potrivit vara. Apoi, deci am așa, două potrivite cam oricând, dar și vara, și două potrivite în perioada rece. Unul este chiar Crăciunul într-o sticluță. Ei bine, parfumurile acestea sunt inspirate din diferite orașe ale lumii și o să vedeți că au niște povești foarte, foarte frumoase. Și o să mai vedeți că și urmează trendul. Unul dintre aceste parfumuri, haideți să vorbim despre ele, pentru că de aceea v-am invitat astăzi pe canalul meu să vorbim despre parfumurile de la Lockerbie Milano. Nici eu nu le cunosc prea bine, o să mai vorbim despre ele pe viitor, dar v-am zis că m-am tot jucat cu ele și pe unul chiar l-am purtat destul de mult zilele trecute. Vreau să încep cu, nu cu preferatul meu, o să încep cu acesta, care cred că este al doilea, Doki Katan. Așa arată Doki Katan și acesta este un parfum, îl văd eu potrivit tot anul. Este un parfum pudrat, este un parfum cu petale de violetă, de violetă, cu multă violetă, mai ales în deschidere. Și acesta este inspirat de rafinatul bumbac egiptean care provine din oazele fluviale ale Nilului. O floare albă pură ca acest parfum. Se deschide cu note de bergamotă și ylang-ylang, apoi continuă cu petale de violetă, iasomie, iris, trandafir alb și flori de bumbac. Baza este una de mosc, vanilie și lemn de cedru. Îmi place foarte mult cum se așează, este foarte potrivit pentru vară, mi se pare un parfum confortabil, chiar l-am acum pe mine pentru că l-am purtat astăzi și în deschidere este, se simte la un moment dat și ceva pudră, pudră, este moscat, este curat, dar curat pudrat, nu curat cremos, nu curat fresh, curat pudrat. Cam asta este linia pe care merge el. Îmi aduce aminte și de alte parfumuri. Poate că mi-aduce aminte un pic și de, în deschidere doar, de Putan de Palas. În deschidere doar, pentru că acesta se așează destul de clean, de moscat, de confortabil și de soft, așa plăcut. Miroase foarte, foarte bine. Îmi place parfumul, v-am zis că este al doilea preferat, este destul de, cum să zic eu, agresiv, aș putea să spun, în deschidere cu violeta aceea, dar se așează frumos. Și vreau să vă mai spun despre aceste parfumuri că au niște arome foarte clare, foarte curate,
foarte, cum să zic, dacă în note găsiți violetă, păi a violetă miroase a nimic altceva. Sunt destul de naturale, vreau să zic, aromele astea și miros tare, tare bine, iar Dokki Cotton este unul dintre favoritele mele. Mi se pare potrivit tot anul. V-am zis că deschiderea este una de violetă destul de puternică. Are și iris, are și alte flori, dar violeta este foarte bine în evidență. Apoi începe așa să se transforme într-o pudră parfumată. Este și cald totodată și curat, pudrat, muscat. Îmi place acest parfum foarte, foarte mult. Haideți să trecem la următorul parfum, care este și preferatul meu, pe care l-am tot purtat zilele trecute și este vorba despre Dolce Roma 21. Acesta este inspirat din farmecul misterios al orașului etern, un loc atemporal unde frumusețea și haosul dansează împreună încă din cele mai vechi timpuri. Se deschide cu bergamotă, coacăzea, ananas, măr și struguri roșii. În mijloc avem lemn de trandafir, smochină și măslină, iar în bază avem musc, vanilie, ambră și paciuli. Imediat după ce l-am mirosit, m-am gândit la Creed Aventus. Doar că eu m-am gândit așa. Creed Aventus pentru femei. Sau Creed Aventus unisex. Asta pentru că eu am testat o clonă, iar acesta este mult mai fin, mult mai clar, miroase a citrice, miroase a lămâie, miroase aromatic, fructat. Este foarte suculent și mă gândesc că finețea pe care o are îl ajută să nu mă ducă în zona aia de masculin. Oricum, în bază, Creed Aventus și Dolce Roma sunt diferite. Acesta se așează... deci, în deschidere, miroase a fructe, a bergamotă, probabil că este, dar mă duce cu gândul la lămâie. Deci este citric. Deci uitați-vă ce pulverizator are. Da. Vai. Asta ziceam despre ingrediente, că sunt atât de curate, de pure, de realiste, de naturale. Bergamotă, coacăze, ananas, măr și struguri roșii. Apoi avem lemn de trandafir, smochină și măslină. Și în bază avem musc, vanilie, ambră și paciuli. Deci, mi se pare că Creed Aventus are și niște lichen. Deci, oricum, v-am zis, clona m-a dus mai mult în zona parfumurilor masculine, pe când acesta este perfect unisex. Este suculent, este proaspăt, este aromatic, fresh. Fresh, parfumul perfect pentru vară și se așează și el foarte frumos, se îndulcește, e puțin dulce, adică nu este un parfum foarte dulce, rămâne tot așa un parfum proaspăt până la capăt. Îmi place foarte mult, v-am zis, acesta este preferatul meu, este lansat în 2021 și se pare că urmează trendul. Urmează trendul pentru că clar se duce în zona Aventus, clar. Și probabil că sunt multe parfumuri care se duc în zona asta. Și da, nu zic că se copiază sau ceva, doar că unele parfumuri au fost atât de, unele combinații au fost atât de iubite încât au devenit un trend și casele urmează aceste trenduri. Cum este cu Baccarat Rouge, câte parfumuri nu se duc în zona aia. Trecem la următorul parfum, care este Crăciunul într-o sticluță. După cum vă spuneam, cred că o să ador acest parfum la iarnă. Este un condimentat. Este vorba despre Tangerine Cinnamon, un parfum care miroase a scorțișoară. Nu am simțit scorțișoara într-un alt parfum mai bine decât în parfumul acesta. Miroase a condimentele mele pe care le foloseam
la cafea, condimentele alea pentru chai latte sau pentru cafea, eu mai mult în cafea le foloseam. Este scorțișoară pură, dar nu o scorțișoară simplă, este o scorțișoară cu zahăr și cu citrice. Este aroma aia de chec, nu știu, de chec făcut iarna, de Crăciun. Deci este un gurmand. Acesta miroase a Crăciun, miroase a prăjituri de Crăciun, miroase a condimente, a toate condimentele care se pun în prăjituri sau în băuturi iarna. Este un parfum foarte intens și foarte puternic. De fapt, toate sunt umplu camera, toate. Pe acesta l-am găsit destul de puțin, nici măcar pe site nu l-am găsit, pe site-ul lor. Ideea e că eu cred că este o ediție limitată, după cum vedeți, sunt niște ediții mai vechi și probabil că au schimbat și sticluțele. Nu știu exact, dar cu siguranță sunt niște parfumuri minunate. Iar despre acesta, cu siguranță o să vorbim iarna, pentru că nu este un parfum pe care să-l porți acum, în niciun caz. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi, de la Locherber Milano, este misteriosul, tămâiosul și întunecatul din această mini colecție. Este vorba despre Hijaz Incense, tămâie de Hijaz. Hijaz este o regiune din Arabia Saudită, din ce am înțeles eu. Este un oriental lemnos, tămâios, pielos, aromatic. Și da, este mai întunecat, este mai misterios, se duce un pic către masculin, asta în cazul în care sunteți ca mine și vă plac parfumurile ceva mai feminine, acesta cu siguranță vă duce și pe voi în zona aia mai masculină, dar totodată să știți că se dezvoltă frumos și nu este nimic greu, nu este greu, este foarte bine făcut. Este foarte bine echilibrat și îl văd eu potrivit la o geacă de piele. Deci, da. Și pot să zic că aș putea să-l port și acum, pentru că nu mi se pare un parfum greu, dar totodată îl văd foarte potrivit toamna cu bocanci și ghete, bocanci și ghete, cu bocanci și geacă de piele. Asta îi se potrivește perfect. Haideți să vă spun puțin despre note. Avem în deschidere mesteacă, în lămâie și bergamot. În mijloc avem chiparos, garoafă, rășină, gurjan, tămâie și nucșoară. Și în bază avem lemn de guaiac, pin, lichen, lemn de santal, cedru și paciuli. Și ca acorduri este lemnos, aromatic, fum, piele, proaspăt condimentat. Cu acesta nu prea am apucat să mă joc, pentru că m-am îndreptat mai mult către cele potrivite pentru această perioadă. Acesta nu este deloc un parfum complicat încât să stau să-l analizez. Din start am înțeles că este Crăciunul într-o sticluță. Uai. Deci, nu. Este perfect. Nu este complicat, dar este greu de găsit combinația asta, eu cel puțin am mai testat și îmi plac foarte mult parfumurile astea gurmande cu, uite de exemplu cum era Panetone. Panetone a plecat din colecția mea, stați să dau un focus așa măcar pe el să-l vedeți. Panetone a plecat din colecția mea, tot așa ziceau că este inspirat din cozonacul italian și așa mai departe, dar aici avem clar condimentele de Crăciun. De perioada aia pot să zic că ar fi perfect. Cred că am avut și o lumânare parfumată, tot așa. Toate aromele de iarnă puse în orice. Deci combinația asta pusă în orice este perfectă de Crăciun, în lumânări, în difuzoare, chiar și parfum. Deci n-am reușit să găsesc în Panetone ce căutam. Aici avem clar scorțișoară și tot ce este mai bun depus în prăjituri iarna sau în băuturi. Hijaz Incense este, v-am zis,
dark și frumos, misterios. Faptul că este bine făcut îl ajută să nu fie un parfum greu pentru mine. E destul de finuț și de-abia aștept să îl port la toamnă. Da, îl văd așa mai potrivit când plouă afară, când este rece, când porți bocanci, ghete, îl asociez cu pulovere. Este și lemnos și cremos totodată. Interesant, interesant. O să mai vorbim cu siguranță despre el și despre celelalte, desigur, pentru că acestea sunt niște parfumuri care vor rămâne în colecția mea, pentru că sunt și mai greu de găsit. Nu pot să zic că mi se potrivesc toate 100%. De exemplu, Tangerine and Cinnamon este un parfum pe care o să-l port doar iarna. Acesta îmi place foarte, foarte mult. Dolce Roma. Doki Katan este destul de intoxicant cu violeta lui pudrată, dar se așează rapid și se usucă foarte frumos și confortabil și plăcut. Este genul ăla de parfum pe care îl porți când stai în casă și citești o carte. Nu știu dacă v-am spus notele, dar cred că vi le-am zis. Are și floare de bumbac, deci este așa ca o floare albă de bumbac. Este clean, este pudrat, miroase chiar și a pudră de make-up la un moment dat, dar se usucă pudrat, cald, foarte puțin dulce, moscat, așa. Interesante parfumuri, v-am zis, o să mai vorbim despre ele. Spuneți-mi dacă ați testat ceva de la Lockerbie Milano, dacă ați auzit despre ele și ce părere aveți. Noi ne vedem în curând cu un video nou, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să împărtășiți cu prietenii voștri și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!